Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru momentul ăsta mi-aș fi dorit să fiu aseară pe Arena Națională din București. Eu l-am auzit și pe Luca acolo cântând. A cântat sigur auzea, și Luca, dar Andra a fost excepțională împreună cu publicul. Păi difuzorul din dreapta, dreapta se auzea el. Ai cântat, mă? Da, mă, dar nu pot să nu. Gata, bun. Mai ales pe stadion. Am dat timp, am dat We Are The Champions. Ai cântat și cu versuri? Și când cântă Andra, da, apropo de We Are The Champions. Aproape am câștigat Europeanul de anul viitor. În timpul piesei scrie cineva că asta e pentru echipa națională de pescuit la feeder. Păi n-ai cum să faci cu ăștia, nu? Cu pescari, e jale. Da. Și multă lume așteaptă acum analiza domnului Petrescu, după cum o vezi. Domnul Petrescu, cum o vezi? Tu ești deja personaj, să știi. În sfârșit celebru. Da. Și aseară mi-au zis vreo doi oameni să-i transmis lui Petrescu să... Eu simt că-l pierd. Ironic. Eu simt că-l pierdem și le-au ăștia comentatori la meciurile de la vară, din Germania. Da. Cărcotașul nostru de serviciu, domnul Petrescu, are microfonul în acest moment pentru o transmisiune în direct de pe stadionul unde joacă, în Hamburg. Vrei să spun ce mesaje mi-ați dat aseară? Ce mesaje? Cine eu? Dat? Voi doi. Da, ia citește ce mesaje am dat. Trebuie să le găsesc. Aseară euroscepticii mei dădeau mesaje de cârcotă în prima repriză. Da. În timp ce eu tremuram acolo pentru băieți care se apărau fantastic. Tremurai de frig, nu pentru băieți. Nicio șansă adversarilor, că asta s-a întâmplat aseară, au jucat tactic sens... Ia uite, Zafiu George la 22-31. Asta înseamnă final de primă repriză. Superb meci. Păi superb meci, nu? Vlad Petrescu. Păi, excepțional. Păi excepțional, da. Da. Vai rezultat. Și eu v-am scris, jucăm la rezultat. Da, da, da. Înțeleg fenomenul. Dar te rog să observ că între aceste mesaje eu am dat și această memă cu un grup de canibali care întreabă, se discută în jurul focului, ce avem la masă? Salam săsesc, zice cineva. Lucrul la care... Da. Hai să nu abatem atenție. Și mai departe, ce mai zice? Ce mai zice? Jucăm la rezultat, însă. Și George a zis, vai, rezultatul nostru, suntem slab rău. Avea dreptate Petrescu. Și Petrescu scrie, norocul rapidistul. Băi. Și până nu scrie la oase, ceva ce n-am înțeles. Aia cu la oase. Deci, e fusese un fault. Fusese un fault rău, deci, da. Nu Moldovan foarte bun, dar două intervenții adică a avut. Trei, nu taie din ele, că trei au fost. Apoi a început să taie din intervențiile. Nu, două au fost, a salvat două goluri. A mai avut încă vreo două intervenții bune. Dar două au fost... Deci, să-i mulțumim, domnul Petrescu ar dori să-i mulțumească zeiței Fortuna și domnului Moldovan de la Rapid. Da, nu e pentru neînfrângerea de aseară. Adică, serios. Serios, chiar nu e cazul deodată. Adică, nu e cazul? Spui că îi mulțumești Fortunei, te gândești că am câștigat cu noroc și că ea meritau să bată. Nu, au avut două ocazii într-un meci. Aia fiind mult peste noi și având fotbaliști la AC Milan, la Manchester City, adică mare atenție. Nu, Matale, ziceați acum câteva zile că elvețienii sunt deja calificați, nu-i mai interesează, vin aici numai să bifeze prezența? Păi nu, că v-am spus că e important să termin pe primul loc în grupă. Eu n-am spus asta. Eu ziceai de elvețieni. Elvețienii sunt niște triști, acum sunt calificați numai. Că dacă pierdem cu Israelul, elvețienii oricum nu prea mai au niciun interes, deci putem să avem speranțe. Nu, asta zice. Păi dacă pierdeam, mai era o diferență, că atunci ei ar fi avut asigurat locul întâi. Vezi? Am înțeles. Ei, situație fluidă în fotbal. Păi nu, tu n-ai fost atent. Gata, șeful, n-am Petrescu. Era o situație în alt context. Noi am avut discuția asta înaintea meciului cu Israel. Da. Adică dacă cumva se întâmplă tragedia cu Israel, după aia o să avem cu Elveția, care va fi fost deja calificată și ar fi venit la București fără... Bine, nici aseară nu i-am văzut să moară pe teren, au niște probleme cu selecționerul, acolo e clar că lucrurile nu funcționează în tabăra elvețiană, care are, repet, fotbaliști mult peste... Mă, dar ce au avut cu ai noștri de i-au bătut așa? Care cu vată în nas, care cu șervețel în gură? Dar una peste... Băi, una peste... N-au văzut. Nu. Cum Hagi l-au lovit să avea vată în nas? Eu astea cine? De pe stadion nu le-am văzut accesoriile cu care au fost pansați. Tu iar ai adormit, mă? Da. Nu cred. Pentru că eu nu... Am prins finalul de meci, dar
mai mult sunet. George este microbist exclusiv rapidist. El practic, în afară de rapid, nu vede mai nimic. Să știi că sunt și suporter al României întotdeauna, doar că... La tenis. Nu, da. Nu. Dar el este el. Problema lui cu orele astea târzii este că el s-a obișnuit la matineu, ani de zile. Da, mă, târzi dimineața. Nu e chiar. N-am văzut-o pe asta, nu m-am gândit. Seara, da. Ce să-ți fac? Lasă. Hai să revenim la echipa națională să ne abatem atenția de la George. Cum vede? În ce grup ați vrea să picăm la... Domnule, deci ne-am luptat și am câștigat. Am terminat neînvinși grupa, ceea ce nu cred că nici eu nu mă așteptam. Da, mă, suntem la 5 puncte de locul 2 și la 7 de primul sublinie, adică dar excepțional. Tot avem, bă, noi nu putem să nu, trebuie să avem puțin ghinion. Deci am terminat, suntem în luna a doua valorică. Da. Și, practic, nu există gloabe, cum se zice la fotbal. Adică n-ai cu cine să pici să fie ușor. Sunt prea puține. Adică echipele abordabile pentru... S-a nimerit ca în urna a doua să fie echipe pe care poate ni le-am fi dorit drept adversare, practic toate din urna adică, a doua sunt abordabile. Adică Turcia, Danemarca, Ungaria, Turcia, Danemarca, Albania și Austria. Exact. Da. Astea toate ar fi fost echipe, deși să ne aducem aminte la ultimul european acum 8 ani, ne-am bucurat că suntem în grupă cu Albania și Albania ne-a dat decisiva. În sensul că am pierdut cu Franța 2-1, am făcut 1-1 cu Elveția și ne-a bătut în ultimul meci Albania cu 1-0. Albania este Elveția B, am senzația. Că la Elveția joacă o grămadă de albanezi. Da, asta e adevărat. Deci, practic, noi am demonstrat de-a lungul timpului, chiar și la Mondialul din 94, pe noi ne-a bătut Elveția, din grupa aia în care au mai fost Columbia și Statele Unite, deci nouă nu ne trebuie adversare, așa zis, abordabile, că noi mai degrabă cu alea avem probleme. Uite, prin tradiție. Ca să avem puțin noroc, eu cred că ar trebui să picăm cu Anglia din prima urnă. Că pe Anglia i-am mai bătut. Pe restul de acolo... Cu 20 de ani. Cu Germania, 30. Portugalia, doar Franța, Spania, n-avem șanse. Doar pe Germania am mai bătut într-un amical pe Giulești, atâta. Da. Atât. În rest, nu. Dar pe Anglia ne-am obișnuit să-i batem. Uh-huh. După aia, din urna a treia, nici nu-mi dau seama. Din urna a treia, avem așa, Olanda, Scoția, Slovenia, Slovacia, Cehia și Croația. Jucăm Scoția, cu Slovenia, astea. Slovacia... Ne bat. Mai, nu. Nu, sunt mai accesibile. Astăzi, Olanda și Croația cred că ne rup. Iar Cehia nu e într-un moment foarte bun, dar până la vară mai e. Astea ar fi Scoția, Slovenia, Slovacia, echipele da. Cu care ne-ar fi bine teoretic, încă o dată spun, mai degrabă de astea mi-e frică mie. Iar în urna a patra avem Elveția, Serbia. Serbia au și declarat urna că vor să joace cu noi. Serbii, și Italia. Serbii dau acatiste. Da. E, lasă-i că nu știu cine știe cine. No, bine știu. Nu, serios, nu știu cine știe. N-au nicio treabă. Dar n-aș vrea să jucăm cu ei. Da. Deci, practic, urna a patra e jumătate. Sunt Serbia, Italia și Elveția. Italia, iată, campioana în titră, care în urna a patra, ca să ne trezim puțin la realitate, că multă lume zice, avem și noi colegi aici, pe jumătate de Europa e la campionatul ăsta european, uite, dacă le iei la mână, ce? Nu sunt echipe modeste. Deci toate echipele de fotbal au crescut foarte mult reprezentativele. Asta e ghinionul nostru. În Europa și iată o echipă ca Italia, care e campionă mondială, a prins în extremis un loc aici și cu o furăciune de arbitraj. S-a stabilit clar că a fost penalti la, știi că vorbeam ieri dimineață. Ceva înspăimântător. Da. Dar nu se poate face o grupă specială cu Belarus, Kosovo, Israel, România și încă cineva? Pentru ce? Pentru noi. Să facem nu o grupă specială ca să... Nu o să ne facem... Terminăm și la... noi iar neînvinși. Stai că iar... Stai că zici o... După ce m-am zis că să ne calificăm, vă prezic acum că nu o să ne facem de râs și o să fim mândri de băieți și după ce înseamnă asta, n-o să ne facem de râs? Luăm un punct. N-o să... Nu. O să luăm mai mult de un punct. Și o să facem meciuri bune și o să fim mândri de ei, pentru că adevărul e că a legat o echipă, cum a și spus și Edi, da. Ba, a legat un grup foarte mișto și mă uitam și aseară la ei și asta e cel mai important la o națională, să fie grup, să alerge, să se ajute unul pe altul. Să ne zici când vorbești serios. Bravo, vorbesc la modul cel mai serios. Deci văd următoarea grupă pentru România, ca să nu ne facem de râs, să arătăm că suntem buni și să avem o scuză. Germania, Olanda, Italia. Da, bine, România. În prima oricare. Rămâneți croiți pe răutății. Da. Cine și noi? Facem asta și n-ai ce să reproșezi. Adică, bă, serios, mergem la totul sau nimic. În dublu sau nimic, înțeleg? Da. Mergem cu ăștia, spunem grupa morții. Frate, ce putem să... Nu poți să pretinzi nimic. În momentul în care ești în grupă cu Germania, Olanda și Italia, asta e viața, asta a fost ghinionul. Băieții și-a dorit victoria, dar și cârbile alea nu i-a lăsat. Și asta e. Mie mi-ar plăcea cu Portugalia, Scoția, că pe Scoție cred că îi batem, și o gloabă, una de asta din Liga Națiunilor, care va juca baraj. Israel, poate. Un Israel, o Ucraina, Țara Galilor, Grecia, cam astea sunt favorite.
Dar vouă ce grupă v-ar plăcea, fraților? Dacă vreți să vă dați cu părerea în dimineața asta, ultima ocazie pentru microbiști să vorbească la 0372 069599. Până în iunie, da. Poate vorbim după tragerea la sorți. Și dincolo de asta, da, cu siguranță o să vorbim atunci. Și dincolo de asta, cum vi se pare naționala după meciurile astea și după cum a performat în grupă și cam... Exact, nu, serios. Cum o vedeți, nu? Cum o vedeți în, la campionatul european? Și dacă vreți România să dialogați acolo cu domnul Petrescu, să știți că asta e singura ocazie. Petrescule, spune cineva, nu mai vorbi cu grupa aia morții, că așa o să fie. Alexandru a dat mesajul ăsta. Microfon, uite. Bine, 0372069599, vă așteptăm. Rămânem pe subiect, pe meciul de aseară, câștigat de România în fața Elveției cu 1-0. Avem șanse la Euro, domnule. Bună dimineața, Vasile. Salut. Bună dimineața. Neața. Băi băieți, vă rugăm frumos, lăsați-ne să trăim momentul, măcar așa, cu victoria asta, că nu se știe ce va fi mai departe. Pe cine nu vă lasă? Aș vrea să comentez dumneavoastră. Hai, ne cereți să domn. Spunem grupele. Vai de viața noastră va fi. De ce? Nu știu, mi-e frică. Mi-e hai, frică. Nu că ne-a fost și înainte de preliminariile astea, că după parcursul ăla slab din Liga Națiunilor am zis că suntem zob. Dar uite că echipa națională, acum sincer, de la meci la meci, a jucat tot mai bine. Corect, corect, aveți perfectă dreptate, așa este. Eu ce aș avea totuși de comentat, voi ați observat că în momentul când Elveția ataca, pur și simplu se roșea careul nostru. I aici n-am să înțeleg niciodată. Noi nu prea se întâmpla așa ceva, aveam 2-3 și noroc cu acel atac al nostru sau contraatac și am dat golul. Pe cuvânt, mi-e frică. Am încredere, sper în grup, e o echipă, totuși lipsește ceva, ne lipsește ceva, forța aceea de grup de a ataca. Atunci când plecăm pe contraatac, atunci când plecăm pe atac, vreau să se îngălbenească și la noi. De fapt, e la mai ei. Greu să se, la noi nu se îngălbenea, dacă vă faceți aminte, nici în 94. În 94 atacam în 3 jucători, Ilie Dumitrescu, Hagi Răducioiu. Așa a fost croită nația asta, a noastră fotbalistic. Noi n-am prea avut niciodată o echipă care să-și domine copios adversarul, să atace cu 8 jucători. Rar. Corect, așa este. Poate generația aia cu Dan Petrescu, că urca Dan Petrescu foarte mult, adică după de la 94 încolo, dar au fost puține momentele alea, când era Adilie în atac. Ai pus punctul pe ei. Și ca să închei și să subliniez, nu țin cu Rapidul, dar suntem peste tot acasă. Mm-hmm. O zi excelentă. Am înțeles, bravo, Vasile. Am înțeles. Mulțumim la fel. Mulțumim tare mult. Marius. Suedia a deținut, adică a dominat, a avut, era la un moment dat posesie 60% pentru Suedia. Elveția. Era suis în capul meu, nu știu de ce. Asta spun, noi n-am fost niciodată o echipă care să-și domine adversarul, cu excepția echipelor mici. Da. Nu mai sunt echipe foarte mici. Mici. Da. Feroe. Hai să vedem, Marius, neața. Ne. Salut, Marius. Bună dimineața. Neata, salutare. Salut. Ce pot să zic? Am fost pe stadion despre meciul de aseară. Superb. Asta e cel mai mișto. Doar atâta spun. Drăgușin este ceva spectaculos. Nimic n-a trecut de el. Adevărat. Fotbalistul ăsta are ceva potențial și o să vedeți echipa mare la care va ajunge cât de curând. În ceea ce privește spiritul de echipă națională, ca să zic așa, haideți să ne bucurăm de moment și să nu mai fim cârcotași. Vă rog eu mult de tot. Asta nu e o atitudine, nu e atitudine corectă. Adică faptul că ai un succes și nu te întreb cum ai ajuns la succesul respectiv, dacă e ceva de corectat, dacă ai ceva de învățat despre asta, este o atitudine, cum să spun, care nu duce nicăieri. Și la succes, ca și la înfrângere, ca și la pierdere, trebuie să te gândești cum ai ajuns acolo. Ca să știi ce să îmbunătățești și ce să... Prin muncă și prin implicare. Echipa națională de astăzi a ajuns la rezultatele astea datorită muncii, implicării și datorită amprentei pe care cred eu că și-a pus-o Edi Iordănescu asupra colectivului în întregul său. Eu cred că vom face o figură frumoasă la campionatul european, însă nu trebuie nici să ne luăm nasul la purtare, nici să visăm cai verzi pe pereți. Când spui că vom face o figură frumoasă, la ce te referi? Luăm un punct, luăm două, trecem de grupe? Vom trece de grupe. Sunt foarte convins că vom trece de grupe. Serios? Indiferent de echipele cu care vom pica la tragerea la sorți. Da. Mulțumim tare mult, Marius. Da. Mulțumim. Sunt optimist. Să știi, și cum a spus Marius foarte bine, Drăgușin, un fotbalist excepțional, ca și ceilalți doi copii ai diasporii, ca să spun așa, Rațiu și Marius Marin, care sunt copii crescuți
în Lazio în Spania, Marius Marin în Italia și care joacă foarte bine în echipa națională. 0372069599. Emanuel, bună dimineața. Salut, Emanuel. Salutare, băieți, numai bine. Ce pot să zic? Super meci, dar am câștigat ca și echipă, ca grup. N-am câștigat niciodată prin o valoare individuală, cel puțin de 10-12 ani încoace, nu prea avem un lider adevărat. Dar deși dacă stai să te uiți un pic, Stanciu s-a evidențiat cam de fiecare dată la ultimele rezultate bune ale echipei naționale. Da, sigur că nu strălucește ca Hagi sau ca Adi Ilie. Nu uităm sau... că numai nu știu câți jucători acum joacă într-adevăr în campionate puternice din Europa. Deci noi nu avem valoarea multora, dar ca unitate Edi a reușit să-i țină și să facă cât de cât o echipă care nu a pierdut drept dovadă, nici măcar un meci în campania asta de calificare. Dacă eram în grupă cu Portugalia sau Olanda sau Belgia, probabil sau... sigur, cel puțin două meciuri le pierdeam. Mulțumim. Da. Știi, e greu să faci proiecții de astea. Nu, dar nu poți să nu vezi realitatea. Serios, a fost o grupă foarte ușoară. Categorii, nu poți să negi asta, dar okay, trebuie, repet, apreciat faptul că jucăm din ce în ce mai bine. Adică a fost meciul ăla cu Elveția din tur când am făcut un punct cu foarte mare noroc. Dar cel puțin în aceste ultime două meciuri, echipa națională a demonstrat că a jucat cel puțin de la egal la egal cu adversarele pe care le-a avut. Chiar cu Israel a fost peste. Sigur, într-un context în care i-au jucat în Ungaria... Spunea cineva aseară că am avut poate bafta cumva între ghilimele să prindem și două țări care sunt în plin război în momentul ăsta. Poate contează și chestia asta. Da. Cristi, bună dimineața! Salut, Cristi! Vă salut, băieți! Nu am fost aseară pe stadion, păcat că n-am văzut acea atmosferă. Ce vreau să scot referitor de chestia asta, se pare că, uite-te un pic, Luca, totuși Stanciu are un spirit extraordinar și chiar dacă joacă în China, ține cont de Stanciu care... Nu mai e în China, se știe, în Arabia Saudită. Mă rog, tot aia. Scuze-mă, da, așa este, în Arabia, da. Dar... Are o constanță de câțiva ani încoace, el este foarte, foarte constant, cu toate că, da, nu puteam să ne gândim că nu e nivelul lui Hagi, dar are o constanță foarte bună și mă uitam aseară că a avut un spirit extraordinar, ține cont de acea centrare către Moruțan, care a fost pusă cu mâna, deci foarte frumos. Păi deasupra, uitați-vă și la Pancu, acum nu că țin cu Universitatea, dar Pancu cu greșelile lui care le are, este acel Dan Petrescu care urcă și îi rupe câteodată apărarea acolo cu centrările și cu alea. Păi eu zic că... Lazio muncește foarte mult în banda cealaltă, fundașii centrali, avem un cuplu în sfârșit de fundași centrali în care acolo poți baza, Burgă de Lugusun arată foarte bine. Acolo trebuie să maturizăm, că ai văzut și pasa aia penetrantă care a greșit acolo la faza aia, că toți ziceați de Drăgușin, că acolo a penetrat apărarea cu pasa aia extraordinară Elveția, dar pe de altă parte gândiți-vă că Elveția venea cu un moral foarte bun. Elveția care bătuse Franța, Elveția care nu era. Noi zicem acum, băi, de ce n-a jucat cu Portugalia? Dar credem că Elveția până să înceapă calificările venea cu moral la fel ca Portugalia de bună. Deci era o echipă bună. A fost. Am avut norocul nostru, cred că pentru prima dată când România, echipa națională, are un noroc teribil, mie mi s-a părut. Se pare că în ultimele două meciuri a început să se lege grupul și ambiția foarte mare. Mi-aș dori Germania, că mie mi se pare din prima grupă Germania, care nu merge deloc bine. Eu cât am urmărit-o, nici nu au avut, pentru că ei sunt calificați. Nu zici rău, dar sunt gazde... Și znems totuși, adică oricât de rău ar merge... Duce în galeria Rapidului acolo și domină, la fel cum s-a mai întâmplat și pe alte stadioane. Bogdan? Neața? Neața, salut! În primul rând, eu am numărul ăsta salvat ca avocatul diavolului de când era aici. N-aș crezi că domnul Petrescu joacă rolul de avocatul diavolului. Așa e. Deci ca să-i găsesc o scuză... El aseară a plâns de bucurie. M-am bucurat, dar n-a văzut nimeni. M-am închis în baie. Despre asta. Câteva idei scurte. În primul rând, da, acea analiză trebuie făcută, dar nu de noi, zic că trebuie făcută de domnul Iotănescu, de altă lume. Noi trebuie să fim ca niște părinți al cărui copil a avut rezultate proaste, începe să aibă rezultate bune, să începem să-l încurajăm. Unul la mână. Doi la mână, la
Bene, cred că vom face o figură bună, dar sper să picăm culmea într-o grupă grea, pentru că istoria ne spune că atunci am avut rezultate. În 2000 am stat acasă pe Germania și pe Anglia, și în 2008 era să ne calificăm cu Franța și Italia. Și chiar și în 94 am scos Columbia, care era mare favorită. Da, Bogdan, apropo de referința ta la părinți, eu cred că părinții obiectivi sunt cei mai buni. Adică, sigur, elevul a reușit să treacă clasa, lucru care ne bucură foarte tare, dar să nu-l facem premiant din asta. E ca și cum ar fi dat ultimul examen sau ca și cum ar fi dat examenul cu suplinitorul că profesorul nu era, cu toți colegii care copiau unii de la ceilalți și a reușit să ia o notă bună. Mă scuzați, să vedem la examenul adevărat ce se întâmplă. Nu, dar să știi că parentingul modern spune că nu e bine să-ți ții copilul în teroare și în presiune, știi? Adică dacă începe să aibă rezultate, trebuie să-l încurajezi. Obiectivitatea să fii... nu e teroare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.